Zeul Pan a ajuns în lume prin mitologie și prin el Naiul a căpătat un nume. Vechea trestie Syrinx a devenit Flûte de Pan, pe românește Nai, denumire care astăzi se impune în întreaga lume. Trilul cântecului lui și-a luat de mult zborul în timp, iar Carpații, Bărăganul și Dunărea l-au păstrat neîntinat, purtându-l din gura lui Ion în gura lui Fănică. Acum Naiul poartă numele lui Zampi. El poartă muzica noastră spre universalitate. Idealul său este de a face din folclorul românesc sursa de plecare a ritmurilor și armoniilor viitoare. Omenirea l-a primit cu interes și încredere în profeția sa. Ciocârlia sa se înalță alături de coloana infinitului a lui Brâncuș și de Luceafărul lui Eminescu, creații de geniu ale poporului român. Prin osârdia și geniul său, ciocârlia a devenit pe plan mondial unul din simbolurile românismului. Un tril nemuritor trimis cât mai sus în văzduh, un înger al cântecului românesc. Genialitatea lui Gheorghe Zamfir se hrănește din spațiul locului său natal. Născut într-un paradis terestru, unde cele patru anotimpuri se învârteau în jurul vieții fiecăruia și unde cerul reprezenta totul, în Găiești, exact în mijlocul vechii țări românești, lângă cetatea de Scaună Târgoviște. De acest loc îi sunt legați anii copilăriei și aici a descoperit ce este muzica. Aici a învățat craiul vorbelor și sunetele păsărilor. În această sfântă biserică a mănăstirii din Copia, județul Dâmbovița, de lângă Găiești, orașul în care m-am născut în 6 aprilie 1941. Această sfântă biserică, acest sfânt lăcaș, a fost construit în anul 1570-1572. Sunt fericit că mă aflu în acest sfânt lăcaș, Casa Domnului, unde pot să-mi exprim anumite sentimente, anumite trăiri, experiențe pe care le-am avut de-a lungul anilor, printre multe alte peripeții prin care am trecut de-a lungul celor peste 62 de ani de experiență muzicală, de când cânt la Nai, din 1955, deci sunt intrat în anul 63, de când suflu în acest instrument, și în acest timp, bineînțeles că am cumulat cantități importante, pot să spun uriașe, de impresii și de trăiri, prin care am trecut așa cum treci și atunci când traversezi în not o apă mare. Je suis absolument convaincu, c'est ma découverte personnelle, il n'y a pas longtemps, que la prière, c'est la chose la plus importante maintenant, à ce fin de siècle. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de communiquer avec Dieu directement. De unde va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da. El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cariera mea nu se putea să continue în lumina ei, care mi-a fost dată, mi-a fost dăruită de Dumnezeu, după cum am constatat din 1978, când am descoperit rugăciunea Nai și că instrumentul acesta pe care Dumnezeu mi l-a dat în mână prin mentorul și maestrul meu, Fănică Luca, s-a dovedit a fi un instrument sacru, un instrument cu valențe divine. Până atunci nu realizasem. Abar n-aveam eu că Naiul te poate duce la stări de transpunere, de o înălțime inimaginabilă. Și de fapt niciun instrument n-a atins aceste valențe. Today,
George Zamfir, a very special person with an incredible talent on a most unique instrument, the pan flute. Welcome to the Joy of Music, George. Thank you very much. What can you tell us about a pan flute? I think you've said that it's one of the most ancient instruments. It is the most ancient yeah. instrument. Because first pan player, it was a wind and not human. That's the most interesting thing, yeah. that the wind was the first player. Yeah, the wind blew for the first time in the first bamboo. So a pan flute is made of bamboo? Yes, the best wood, and we can make the pan flute, it's bamboo. So when you play a pan flute, it's just like wind blowing across? Exactly, it's like... Io lo conoscevo già di nome, i suoi dischi, però mi ha impressionato la prima volta che l'ho sentito suonare di fianco a me, dovevamo fare questo duetto del Lonely Shepherd, e mi ha impressionato la sua potenza e questo calore di questo suono che ha, che nel disco secondo me non viene a suo favore, perché questo suono ti avvolge, è un suono avvolgente, anche un modo di suonare unico. Quindi mi sono innamorato del suo flauto ancora di più. Già prima mi faceva impazzire il suo modo di suonare, il suo suono. Quando ho avuto l'occasione di... Infatti il primo video che io ero lì con lui, che ero a bocca aperta, che ero rimasto... Moi, ça fait déjà depuis les années 70 que j'ai découvert ce grand artiste, ce maître, ce grand maestro. C'était dans le sud de la France. Nous faisions une émission de télévision et on a joué ensemble et on a lié une très très grande amitié. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand j'entends la flûte de Pan de Görgü Zamfir, Ça me fait plaisir parce qu'il est unique dans son genre. Il est unique. Et c'est un grand, grand, grand musicien. Voilà. I met George at the Olympia in Paris in 1973. We were the first part of Serge Lama show. Serge Lama was for the first time the grand vedette of Olympia. And I met the first time George Zamfir, and I didn't know him before. I didn't know his music, and I was every night backstage, listen to his show because it was so moving. 能够和詹菲亚先生能够共进晚餐，他能够听了我的演奏，给了我很多很多的建议和指导，所以我非常荣幸。那么去年呢，就是在西安音乐学院成立了我们中国西安音乐学院排箫学术国际学术交流中心。那么这个中心呢，也是中国第一个推广排箫的中心。那么我们将以后啊，多和罗马尼亚的这个大师们合作。 把最好的这个资源，带到我们这个中国来。那么，今年呢，就是明年我们西安音乐学院将开设这个排箫的专业，这个是全亚洲第一所音乐学院开设排箫专业，这个也是个大事情。所以我希望这个中。 Je pense à tout ce qui était passé dans mon pays pendant des milliers d'années parce qu'il y a une telle histoire que vous pouvez pas vous imaginer. D'après moi, je crois que la seule chose qui nous reste, qu'il faut la garder, quoi, un point de vue pureté, c'est la musique. Peut-être la musique pourra, elle, sauver le monde. Anii petrecuți departe de țară au fost cei propulsării occidentale și apoi internaționale spre ceea ce se constată a fi cunoașterea și aprecierea mondială. A cântat ce a impresionat de la un colț al lumii la altul, singur sau alături de mari interpreți ai planetei. A subjugat inimi și a adunat premii importante. A scos sute de milioane de discuri.
unele din cele mai prețioase metale. Specialiștii în domeniu îi evaluează superlativ contribuția de neprețuit în materie de artă interpretativă și de ingeniozitate tehnică, înlărgirea arii de utilizare a naiului, precum și în sfera creației muzicale. Cu hituri internaționale precum Été d'amour sau Lonely Shepherd, cu muzică de film creată, cu prestații memorabile din concerte de un succes răsunător, personalitatea carismatică a lui Gheorghe Zamfir a cucerit Occidentul și apoi continentele Terei, parcurgând un traseu al consacrării mondiale. În miezul muzicii lui Gheorghe Zamfir, indiferent de genul abordat, supraviețuiește și înfioară doina românească, adică inepuizabilul dor, cel mai adânc impuls al sufletului acestui neam, care menține viu sentimentul românesc al ființei, după spusa lui Constantin Noica. Acest mesager de geniu al forței noastre spirituale, unicul, inimitabilul și fascinantul Gheorghe Zamfir, este el însuși un miracol românesc. O viață de om, dăruită muzicii universale, naiului, folclorului românesc, oamenilor, naturii și multor alte pasiuni, ca scrisul și pictura, fac parte din această călătorie spirituală de peste 6 decenii alături de oameni. Astfel, istoria capătă culoare și un deplin înțeles prin sunetul de nai românesc.